inspecția domnului Caravețeanu și Consiliului Local, care au avut splendida idee să premieze pe toți cei care înseamnă orașul Răcar de astăzi și pe mine. M-am îngărat. Casa 11, Radu Eugenia Ștefania, 98, felicitări. Negoriță Minaela, 98. Păi câte negoriță sunteți, că peste toți sunteți noi. Matate Cristina Ionela, 976. Bădică Nicolae Robert, 990. Și Mocanu Andreea Daniela, 950. Felicitări! Mi-a dat seama că nu am greșit, am ales această tehnologie.
Sunt convins că au plecat acasă și cu lacrimile lui Florina, și cu lacrimile lui Sergiu, dar nu lacrimi de să-i dea mărăciune și să-i stimuleze în viață. Au învățat probabil, am presupunerea, nu convingerea, că a fost o lecție de viață și pentru ei. Atunci când aș fi la acordarea unor premii speciale, sunt convins că te marchează și îți dorești să ajungi și tu acolo. Vă spuneam mai devreme de competiția care s-a declanșat între ele, nu mai să ia primărie, să ia bicicleta primarului. Acum, răbutate de a se facă rău primarului, de dorința de a se afirma, ideea este că mă mândresc cu proiectul pe care îl avem și anume de a nu mai arunca banii pe spectacole, concerte, chiar dacă unora nu le convine acest lucru. Spuneam mai devreme, dacă am făcut bine sau rău, o să vedem în 2020, dar până atunci ne ținem de această idee, ne ținem de această competiție și ne dorim să promovăm valorile și mai puțin non-valorile, ca să mă exprim într-un mod decent. Vă doresc o după amiază răgoroasă, aseara a fost una răgoroasă, vă doresc o vacanță plăcută și să ne vedem bine la toate. Doamne, ajută-mi la